Oamenii legii au descoperit că, de fapt, tânăra care este din localitatea Grajdu, județul Iași, a importat carne din Ungaria și a vândut marfa fără a înregistra nimic în actele contabile ale firmei. Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au finalizat cercetările față de o tânără în vârstă de 22 de ani, domiciliată în Comuna Grajă, județul Iași, administrator al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Vaslui. Astfel, învinuita a vândut stocul societății, conținând peste 20 de tone de carne și 1000 seturi de feronerie, fără a înregistra aceste vânzări în evidența contabilă a societății. În urma tranzacțiilor fictive, bugetul statului a fost serios prejudiciat. Prin această modalitate, învinuita a creat un prejudiciu la bugetul de stat de peste 50.000 de lei. Faptele săvârșite de tână în vârstă de 22 de ani înturnesc elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală, fapt pentru care polițiștii serviciului de investigare a fraudelor au înaintat dosarul la parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui cu propunerea de trimitere în judecata învinuitei. Tânăra de 22 de ani a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală și riscă închisoare de la 2 la 8 ani și interzicerea unor drepturi.